Acum zic, de la P1, P4. De la P1 la P2, am o dreaptă. P1 la P3. P1 la P4. P2 la P4. Am 3, nu? Pentru că el cu celălalt e 3. Mă vine P2 cu P2. P2 cu P1. Deja a fost. De ce împărțim la P1? Noi nu știm. Dar dacă luăm acum P2 cu P1, P2 cu P3, P4 și P2 cu P3 și P4 cu P3. P2 cu P3. Deci, zicem P2 cu P1, P2 cu P4, P2 cu P3. Adică al doilea cu toate cele care au rămas. P4 cu P3. P4 cu P3. P3 acum. P3 ăsta începe cu P1, cu P2 și cu P3. P4. Și P4 la rândul cu P3, P2, P1. Ar fi 4 ori 3. 2. 4 sunt. Da, și împărțile la 2 ori. Ăsta e motivul. Au fost, deja am împărțit la 3. Da. Fiecare om, în loc cu fiecare. Așa, și când ajung iar la ei. Da. Nu e așa de complicat. Deci, dacă înțelegem rostul deci, da. Păi, da, dar așa putem înțelege, de jos în sus. Deci numărul de drepte aici este următor. 6. Pentru 4 puncte distincte, necoloniale și în paranteză, nu există 3 puncte coliniare. Deci nu așezăm pe 3. Nu. Atunci numărul lor este 6 drepte. Pentru 5 puncte care se respecte aceeași idee. Fără 3 coliniare. Deci fără 3 coliniare. Fără niciodată 3 coliniare. Nu punem pe la mijloc. Atunci îl pun oriunde în afară de pe linie. Nu, pe nicio linie. Da. Pe nicio dreaptă. Atunci, câte avea? Ia să vedem. Vom avea încă, mai adăugăm încă 4. Atenție! Vreau aici să gândiți. Deci suntem ce situație avem? Pe 1, aceeași pe 2, pe 3, pe 4, și pe 5. După regula noastră, și acolo am avut 4 ori 3 pe 2, da. În fiecare sunt pe calcul 3, începem de la 1. De la 1 cu toți ceilalți care au rămas, cât vine? 4 drepte. 4 de la pe 2 cu toți ceilalți au rămas? Tot 4. Iar de la pe 3 cu toți ceilalți au rămas? Iar 4. Iar 4. Drepte pleacă. Deci vine 5, cum sunt 5 puncte. Cele 5 puncte, de 4 drepte. 20 împărțit la 2, 10. 10 drepte generează maxim. Maxim 10 drepte. Dacă nu avem coliniare. Deci de la pe 1, Daria, de la pe 1 duci la toate celelalte. Și am făcut 5. Cât e? 4. 4. De la pe 2 iar pleacă 4, și iar 4. De la pe 3 iar pleacă și iar 4. 5 puncte. Adică la, din fiecare punct, el cu celălalt fac maxim. 4, maxim putință, 4. Da? 4. Deci pentru 5 puncte cum o să avem rezeta? 5 puncte ori 4 pe 2. Deci numărul maxim. Maxim. E 5 ori 4, acum, și acum pentru 7, egal cu 5 ori 4, supra 2. 2. Și egal cu 10 drepte. 10 drepte, maxim. Ia să vedem pentru 7. 8 drepte, sau pentru câte vrei din alea. Pentru 8 puncte. 8 puncte. Hai, 8. Pentru 8 puncte? Da. Toate când îndeplinind condiții. Dar, Daria, ia zi tot. Dacă am 8 puncte, de la fiecare punct, câte drepte pleacă? Spre celelalte, la fiecare punct. Spre celelalte. Dacă sunt optitoare. 7. Și adios avem 8 ori 7 supra 2. Corect. 8 ori 7. Nu contează scalpul, mamă, raționamentul. Ideea. Deci din fiecare punct, cele 8 puncte, 7 drepte. Da? Deci 8 ori 7 pentru 8 puncte. Rezultă, numărul dreptelor este maxim. Numărul maxim drepte. Numărul maxim de drepte. Maxim de drepte egal cu 8 ori 7. 8 ori 7. Supra 2. Supra 2. 20 și... Atunci la 7. 4 ori 7. 28.
Și atunci la 17 zi, dacă... O să am 17, 16. Vezi? Pentru 17 puncte. De ce? Pentru că din fiecare punct pleacă către celelalte 16. 16 trebuie. Și așa, 17 ori 16. Și nu există 3 puncte coliniare. Care este numărul din drepturi determinat? 90. Și acum că ați înțeles? Stai, ce ai zis? Pentru 10 puncte. 90. Cum? 10 ori 10 ori 9 morți la 2. Pe 2. Adică 45 de drepte. Nu numărul, ci mecanismul. Da. Cum am ajuns până acolo? Acum, eu aici, cât am zis, face 136, nu? 136. Vedeți, ca să formulezi probleme de genul ăsta, cum am zis 137 cu una mai mult, așa pot forma și pentru 10 puncte. Pentru 10 puncte câte sunt? O zis 45. Întrebare, pot forma 46 de drepte? De drepte nu putem. Răspunsul nu putem, că depășim cam așa. Acum, da? Am înțeles pe care. Dar atenție! Toată povestea a fost să înțelegem, să înțelegem. Puncte erau 11 ori 50 de drepte. Dar întotdeauna puneți numărul de puncte. Raționamentul, Davide, nu, vedeți, nu calculul în sine. Asta nu ce să-i aduc. Rezultat. Nu rezultatul, Davide. Nu-i interesant. Cum ai ajuns? Rezolvarea. Cum ai ajuns? Pentru rezolvare a fost important aici să sesizăm că 137 cu unul mai mult decât 136. Dacă vrei ca număr. Dar forma în care s-a aranjat problema... Interesante. Da, da. S-au înțeles interesante problemele, domn profesor. Da. Da, dar i-am dat, știi, noi trebuie să înțelegem... Nu vrem să facem pentru Olimpiada, da? Atenție, băie. Da. Copii. Venim după vacanță, v-am spus... Exact, și greu. Am început eu. Am zis că am uitat să dau drumul la cameră, am uitat să fac nu știu ce chestie, am uitat cealaltă. Deci aceste lucruri sunt de luat în seamă, pentru că noi venim, suntem reci. Da, clar. Nu suntem încălziți. Am să vorbesc despre ce înseamnă chiar cel care practică o meserie. Corect. Dacă la volan nu te mai urci o bucată de vreme, când te urci, era o perioadă aceea de timpul Ceaușescu, când, mă rog, erau o luni de zile, erau scoase, ci, trebuia să stăm pe dreapta, în sfârșit. Când te urcai la volan, dacă nu, până când te încălzeai un pic, durea. Așa și la matematică. Este antrenament, este exercițiu. Este un exercițiu al minții abstract. Și atunci, pentru a începe mintea să lucreze la capacitate, trebuie să avem răbdare. Să o luăm ușor. Nu ne putem urca deodată cu probleme foarte tari. Cu cine am ales noi din discuția din seara asta? Haideți să recunoaștem. Cu gândul că reușim orice problemă dacă avem răbdare și încredere în noi și înțelegem problema de la enunț. Ce înseamnă? Câte poți? Ei, dacă noi ne prindeam că e vorba de numărul de maxim de puncte, și de aici, deșurubând problema, de la 3 puncte, doar, la 3 drepte, de la 4 puncte, 6 drepte. Maxim. Da, maxim. Maxim. Da, minim, domn profesor, la 5 puncte. Ia să vedem, numărul minim de drepte la 5 puncte. Dar am găsit maxim, 10. O, sigur, da. Sigur că da, că sunt toate coliniare. Într-o linie. Da, deci poate să fie. Da, bine, domn profesor, dar nu este corect. Uitați, întrebarea era așa. Se consideră 5 puncte distincte, nesituate toate pe aceeași dreaptă. Am uitat să vă precizez. Aha, nesituate. Care este numărul minim de drepte? 4. Nu, numărul minim de drepte. Da, atenție, acum, nu mai avem pentru numărul maxim de drepte. Am știut formula. Am știut formula. Pentru că s-a pus problema ca să nu fie 3 puncte colensură, este un triplet. Un triplet, da. Că dacă este un triplet, acela nu mai pierde o dreaptă. Pierde o dreaptă, două.
nefis, neexistând un triplet pe aceeași dreaptă, îți dă numărul maxim. Da, îți dă maxim, dar minim. Numărul minim. Minim 4. Ia să vedem, pentru 3 puncte, care ar fi situația, câte drepte minim am putea face, fără ca să fie toate 3 pe aceeași dreaptă? Să fie 3 pe aceeași dreaptă? Pentru 3 puncte? Da. Păi, pentru 3 puncte, deci, domn profesor. Nu există 3. Deci, la pentru 3, 3. 3. Și minim pentru și maxim. 4, da, pentru 4 puncte. Hai să o luăm așa. Vedeți, tot așa, dacă n-am... Nu mai așa. N-am inspirație altfel. Voi eu așa, îmi place mult. Așa și pentru 4 și 6. Da, așa pentru 4 și 6. Pentru 4... Pentru 4 puncte, pe 1, pe 2, pentru pe 3. Și numărul maxim e 6. Am stabilit asta. Da, da. Dar numărul minim... Numărul minim. Fără ca... Și numărul minim 3, că nu... Păi, fă, dacă să fie minim, nu le unești cele din mijloc. Păi, nu trebuie, e obligatoriu, trebuie scunite toate. Toate trebuie scunite. Să zicem că pui 3, dar nu, fără să ai 3 pe o dreaptă. Fără să am 3 pe o dreaptă, deci fără să fie situația asta. Deci, care e numărul minim de drepte? Fără ca să, în situația asta, când am lăsat aici, am 3 pe aceeași dreapte. Da, exact. Da? Am dat la al 5-lea punct, nu e al 4-lea. Așa, al 4-lea noi avem, da? Noi avem mai 4. Mai 4. Deci 4 puncte. Pentru 4 puncte e tot 6. Tot 6, n-ai cum atunci. Adică e imposibil să pui altceva cu 6. Și minim și maxim și tot 6, domnule. Așa, de la pentru 5, 4, cred, tot 6. Tot 6, pentru că... Nu există altă. Cum să faci altă? Deci autorul și-a spus că nu am voie să fie 3 pe aceeași dreapte? Da. Fără ca 3 să fie pe aceeași. Numărul minim egal cu numărul maxim. Da. Aici, și la 4. Da. De la 5. 5. N-ai voie 3. Păi, da, maxim am discutat, dar minim. Nu e 3, ok, îl pun pe 6. De exemplu 5, tot. Nu. Tot 6. La 5? Da. Nu, 10. 10. Păi 10. N-ai voie un triplet, mama, n-ai voie cu liniare. Unde mama, mama, da, la afară, n-ai voie 3 cu liniare. Acolo, de exemplu. Da. Nu, mai jos, la mijlocul unde trece linia dintre centru. Nu, acolo, la... Între 1, zi așa. Aici. Și e pe 5. Și 5. Mai adaug, că eu aveam 6. Așa, deci pe 5 la... aici, da? Da. Și bine, pe 1, cu pe 1, cu pe 2, cu pe 3 și cu pe 4. Și sunt 10. Și minim, și maxim. Numărul minim și numărul maxim? Da, deci numărul maxim l-am de... dar numărul minim. Deci, se consideră 5 puncte distincte, nesituate toate pe aceeași dreaptă. Eu am găsit care numărul. Este numărul minim de drepte determinate de două, de câte două din aceste puncte? Eu am găsit 9. Care este numărul maxim de drepte determinate de câte două din aceste puncte? Există o aranjare a celor 5 puncte astfel încât să determine exact 6 drepte? 6? Știți că mai am găsit ca să... Da, păi, da, 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 centru. Da. Am găsit 9. Dar care e minimul și care e maxim? Am găsit 9. Găsit pentru 9, 9 cum ai gândit? Păi, am pus ca... 5 cu... Poți să vin să vă arăt? Bun, să deci vă pe 1... Pe 1 cu... Deci pe 1 am făcut așa, cum ar fi cele 4 puncte așa, și am pus un punct pe partea aceea, cum ar fi. Diferite... Da. Ca poziție, ori aici, ori din partea aia, după care știu, că nu mai va mânta. Nu. Nu pot. Tu de ce ai zis 10? Păi vine pe 5 cu pe 4, pe 5 cu pe 3, pe 4, pe 5 cu pe 3, pe 5 cu pe 2, pe 5 cu pe 1. Și la ce le fie? Erau 6 înainte, cu încă 4, 10. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Și cu 4, 10. Dar tu de ce ai zis Daria 9? Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci numărul minim, numărul minim care este de drepte? 2. Și maxim, la 5 puncte care este numărul maxim, este 5 ori 4. La 10, cum am găsit. La 2 și face 10. Și minim, 2. Deci cum cu 2? Dacă sunt coliniare. 4 sunt coliniare și unul în sus. Păi da, eu am zis să fie necoliniare. Da, așa a zis formarea, nu poate. Da, să fie necoliniare. Nu, am zis distincte.
Deci se consideră 5 puncte distincte. Păi, da, să nu fie... Nesituate toate pe aceeași dreapta. Toate. Toate. Păi, n-ai zis nesituate pe aceeași dreapta. Punga, nesituate toate. Toate. A fost și câte deci, putem să facem atunci? Două. Putem să punem 4 pe o... 4. Da. Și unul sus. Și atunci câte avem? 4. 2. 3. 2. Una. Și atunci mai asta două sau unim punctul ăla cu toate? Păi așa ar trebui să ne unim cu toate. De ce? Punctul de sus îl unim cu toate de un profesor? Normal. Sau facem astea 4 și aia așa. Dar bă, aceea așa, aceea cu cine? Cu cine? Cu unul din ei. Păi nu. Așa. Nu, trebuie să fie unite. A, da, aia e altceva. Păi, practic, nu. Sunt 4. Da. Și unește numai un punct cu al 5. Aia e altceva. Uitați-vă așa. Dar ce nu le unim pe toate? Păi, este linie. Faceți 4 pe o linie și numai 1 unul. De ce unim numai 1? De ce nu unim și cu ce doar? Pe 1. Da, pe 2. Pe 2, pe 3. Pe 3. Pe 4. Pe 4. Și faceți o linie. Și acum faceți pe 5 sus. Pe 5 aici. Acolo, acolo, da. Și numiți pe 5 cu pe 3. De ce? Sau pe 2. De ce numai pe 5 cu pe 3? De ce nu numesc pe 5 pe 1, pe 5 cu pe 2? De ce nu și pe 5 cu pe 4? De ce? Mai fără citește o dată numărul minim. Deci se consideră 5 puncte distincte nesituate toate pe aceeași dreaptă. Da. A. Nesituate, iată situația asta. Așa. 41. Care este numărul minim de drepte determinate de câte două din aceste puncte? De câte două din aceste puncte? De câte două. De câte două. Da. De ce nu mai pe 5 cu pe 3? În desen. Pentru că la răspuns, păi tocmai, la răspuns zice la 10, vezi figura 246 și pentru A, 246 A. Adică exact da. Asta, situația asta, pe 5, pe 3. Autorul spune așa, că numărul minim de drepte, exact. Care le putem forma, unindu-le câte două, să nu rămână unul neunit. Da. Adică, ăsta, dacă nu-l unesc, cu cineva din ăsta, cu cineva din ăsta. Rămâne neunit. Neunit. Da. Și restul era unit. Era unit câte două. Și atunci două drepte. Două drepte. Deci formularea. Da, formularea. Da, deci formularea. Da. Te poate spate exact. Din mână. Deci, atâta vreme cât pe ăsta las neunit cu nimeni, n-am îndeplinit condiția de problemă. Câte două. Deci, câte două. Da, am înțeles. Da. Și acum există 6, există, că ne-am răspuns mai înainte. Da. Când le interceptăm și punem punctul 3 pe linia. Da. Există 6. Da. Da, într-adevăr, e de lucru și de foarte multă logică și gândire și răbdare ca să poți să pătruzi în ea. Ceea ce eu nu am. Suntem abia la început, exact, da. La geometrie. Geometria nu e să facem un pic de sinteză și aici, prima dreapta. Dreaptă. Da, hai să zicem. Pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. Puncte coliniare. Deci, punct, dreaptă. Puncte, punct. Dreaptă. Da. Poziția relativă a unui punct față de o dreaptă. Poziția relativă a unui punct față de o dreaptă. A unui punct față de o dreaptă. Deci, apropo de asta. Da, și scrieți puncte coliniare, ca să terminăm sinteza, da. Puncte coliniare, și să zicem asta, că prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una, că am învățat asta foarte important. Axiom. Axiom asta. Prin două puncte coliniare trece o dreaptă și numai una. Avem foarte multe de învățat din prăgele. Și dacă se leg la început, da, e foarte bine. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Ne-am ales cu multe de la metodele de matematică. Da. Și algebrii și geometrii. Și am înțeles foarte multe. Și fericit sunteți. Sunt, dar eu chiar sunt fericită. Noi. Noi. Exact. Când dormim bine seara. Faceți final. Să nu uitați la vedere. Să vă urmărească. Să vă urmărească. Să vă urmărească. Să vă urmărească.
care vedeți pe Și să le mai spunem la copii că avem un loc mic, dar minunat. Nu putem decât așa, doi câte doi, cum putem și noi să facem. Important este că lecțiile le punem pe YouTube, le punem pe televiziunea online, se lucrează și o să fie și în direct. Exact. Pe YouTube vor fi și toți români, toți copiii de, care vor să învețe, învețe matematică cerebrală, să vă urmărească. Da? Și numai așa li se vor clarifica foarte multe probleme. Haideți să-mi spunem un lucru. Este un fenomen pe care probabil în timp se va găsi cineva să-l aprecieze. Iată că părinții cu copii și cu profesorul fac echipă pentru a înțelege niște noțiuni. Deci este o chestie unică care se întâmplă în lume. În lume, corect. În interesul copiilor și numai pentru că iubiți maxim. Părinții, profesorul și copiii fac echipă și se întrec unii pe alții încercând să găsească soluții la problemele acestea. Corect. Și să spunem că e nouă seara și e vineri, noi suntem aici cu drag și mergem acasă fericiți. Este super. Este super. Da? Da. Deci asta o să... Mulți care ne urmăresc vor avea ceva de învățat din asta și sunt sigur că au înțeles și ei așa cum și noi am înțeles și suntem fericiți. Deci, și copiii nu, observați cum oboseala dispare exact. După ce înțelegi problema. Exact. Da? Este un sentiment extraordinar de cât ai fi de obosit, dar dacă ai reușit să rupi problema, ești într-o stare de bine. Așadar, dragilor, trăiți și voi starea asta de bine. Exact. Și urmăriți-l pe prof. Dați like și share. La revedere! La revedere!